Pandurii, vicecampioana sezonului trecut din Liga 1. Începe confruntarea de la Târgu Jiu cu o pasă trimisă de Mansali Bubacar pentru Alexandru Curtean. Interesant de văzut cum se va descurca Dinamo în acest nou sistem și dacă va reuși să oprească această forță de atac a celor de la Pandurii Târgu Jiu, o formație ultra-ofensivă. Mingea este respinsă în afara terenului acum de Erico da Silva, până la poarta lui Pedro Mingote, șutează Grigore puțin pe lângă poartă. Prima ocazie acestei partide vine în minutul 2 al confruntării. Dragoș Grigore alături de colegul său din linia defensivă, Luchin, a fost la echipa națională a României pentru meciurile cu Ungaria și Turcia. Cei doi nu au bifat niciun minut în selecționata pregătită de Victor Pițurcă. Este recuperat acum de Albroșii, șutează Țucuden! Foarte aproape de vincul, a doua ocazie pentru formația oaspete. Țucuden, spuneam că nu a marcat niciun gol în 2013. Își dorește foarte tare să se revanșeze față de criticii săi. A fost luat la Standard Liege de Mircea Rednic. Nu a convins acolo. Gurușan sprintează, așteaptă în continuare Buleică, îi preferă un Gurușan pe Eric. Eric, o fentă, șutează Eric! Mingea a fost deviată de Tico și este corner pentru Pandurii Târgu Jiu. Minutul 16. În continuare 0-0 aici, dar avem un meci de calitate. Acareului Eric pentru Brevel, șutează bine la distanță Brevel, nu găsește însă spațiul porții acum. În 12 partide jucate în acest sezon în toate competițiile, 6 în campionat, alte 6 în Europa League, Pandurii Târgu Jiu, de această dată pe teren propriu, un șut acum al lui Elton, ce execuție a brazilianului, respinge Mingote. Încă o dată execuția lui Elton. V-am spus, a marcat contra Coronei Brașov în acest sezon al Ligii 1, tot cu un șut din afara careului, l-a întins serios pe Mingote. Andru Curtean trimite Curtean în centrul careului, mingea este trimis pe lângă poartă de Dragoș Grigore. Vorbeam despre interesul celor de la Verona, formația pregătită de Mandorlini, fostul antrenor al CFR-ului pentru Grigore. Alte două echipe din Cipru l-au dorit pe Dragoș Grigore. Este vorba de Apoloni Masol și Anortosis Famagusta. Bacar pentru Elton. Elton combină bine cu Țucudean. Elton într-o poziție excelentă. Elton încă un dribbling, vine din spate Mamele și încă o dată blochează fundașul central. Putem spune că și-a spălat toate păcatele la această fază Iulian Mamele. Iată-l pe Elton. Momcilovic, depășit și el de brazilian, apoi a venit din spate Mamele și a reușit să-l blocheze pe... Șutează Curtean, scoate Mingote, formidabilă intervenția golkeeperului portughez, recuperează acum Curtean, centrează, mingea este interceptată însă de Gorgen. Încă o dată parada lui Mingote, extraordinar aici. Portughezul, spuneam că Pandurii Târgu Jiu are trei portari de calitate, Mingote, Stanca și Lazar. Moment proaspăt veniți la Târgu Jiu, mingea este acum la Buleică, pasă pentru Eric. Eric, șut interesant, însă peste poartă. Adus în România de Gaz Metan Mediaș de la Metropolitano, o formație modestă din Brazilia, dar Eric și-a demonstrat valoarea în Liga 1. A fost pentru scurtă vreme și în Ucraina, la Carpati Lvov. Cunoașteți probabil povestea, a existat un litigiu. E blocată pasa sa de Mamele. Elton către Țucuden, aflat în poziție regulamentară. Matei acum șutează. Matei, gol! Gol super marcat de Cosmin Matei. Este 1-0 pentru Dinamo din minutul 37. Matei prinde un super șut după ce Mingote a intervenit extraordinar la șutul lui Curtean, ca și la execuția lui Elton. Iată că Matei reușește să îl învingă pe golkeeperul portughez. Cosmin Matei marchează un gol superb, un gol demn de un jucător cu numărul 10. Am văzut reluarea oferită de colegii mei, este una excelentă. Țucuden se afla în poziție regulamentară în momentul pasei, nici vorbă de offside, iar Matei are timp să-și pregătească șutul și trimite năpraznic
Nicio șansă pentru Mingote aici. Dinamo este în avantaj la Târgu Jiu după 37 de minute. Este primul gol din acțiune din acest sezon al ligii întâi pentru Cosmin Matei. Mai marcase un gol, însă din lovitura de la 11 metri contra celor de la FC Vaslui. Eric mai devreme a trimis un șut periculos. Eric Bălgrădean boxează mingea. Este respins acum în afara terenului. Și nu Țucudean. Încă o dată intervenția lui Cristi Bălgrădean. Parada portarului dinamovist la șutul lui Eric de Oliveira. Doi portari în formă. Nu are nicio vină Mingote la super execuția lui Cosmin Matei. Unde va trimite brazilianul și de această dată cu mult efect. Mingea este deviată spre colțul lung, acolo unde apăruse Iulian Mamele. Jocul trebuie oprit. Jocul trebuie oprit. Erico a încasat o lovitură. Are nevoie de îngrijiri din partea medicilor. În pauză este Digi Sport Special, iar de la 21 și 30 de minute aveți alternative interesante la această partidă din Liga 1 pe celelalte canale Digi Sport, dar și pe digisport.ro. Eric șutează, însă peste poartă. Cred că este a patra oară când Eric trimite mingea spre poarta adversă. A fost cel mai activ jucător de atac al celor de la Pandurii Târgu Jiu. O singură dată însă a găsit spațiul porții. Buleică centrează și mingea este trimisă puțin pe lângă poartă. Ocazie uriașă pentru David Stefano, aflat la debutul la Pandurii Târgu Jiu. Ce ocazie aici! Cât de bună a fost însă și centrarea lui Alin Buleică. Iată, îi așează mingea, am putea spune, pe frunte lui David Stefano. Poartă un nume celebru, un nume a fotbalului, David Stefano. Sistemul cu trei mijlocași defensivi funcționează, însă să-l vedem pe Buleică! Ce acțiune superbă reușește Alin Buleică! Putem spune că este o acțiune caracteristică șeptarului de la Pandurii Târgu Jiu. Intră foarte des în prin dribling în careu. Se mută din bandă în centru. Se pasa pentru David Stefano. Țucudean acum, Țucudean. Erico, șutul lui Erico respinge Bălgrădean. Încă o dată șutul lui Erico. El a câștigat mingea după un duel cu Țucudean. Atacantul dinamovist s-a uitat spre arbitrul Ișvan Kovac și aștepta o lovitură liberă. Să vedem ce va aduce acest corner. Eric și mingea este în poartă. Gol pentru Pandurii, 1-1 la Târgu Jiu. Cred că Mamele este omul care aduce egalarea pentru formația gazdă. Nu este Mamele, ci Momcilovic, cel care puntează. Minutul 76. Momcilovic aduce egalarea pentru trupa lui Cristi Pusta. Este prima reușită a lui Momcilovic după transferul la Pandurii Târgu Jiu. Se afla în apropiere adevărat și Mamele. Momcilovic însă este omul care găsește drumul spre gol. Iată, reușita celor de la Pandurii Târgu Jiu vine după o fază fixă. Asta spuneau și statisticile, că trupa lui Pustai este o formație redutabilă la fazele fixe. Este al șaselea gol marcat în acest sezon după o fază fixă de Pandurii Târgu Jiu. Centrează un Gurușan, bară! La aceeași poartă, în prima repriză, Matei trimitea o centrare asemănătoare. S-a lovit de bară aici Bălgrădean. Iată din nou centrarea lui, un Gurușan. S-au mai văzut astfel de goluri, de senzație. Îmi aduc aminte de o reușită la campionatul mondial din 1990, o reușită pe San Siro a lui Andreas Breme împotriva Olandei. Gătește șutul Anton, se răzgândește, încă un dribling, Eric într-o poziție bună, șutează, Eric, gol! Gol pentru Pandurii, 2-1 pentru formația lui Cristi Pustai, șut superb al lui Eric. Minutul 86, Pandurii Târgu Jiu trece în avantaj.
Al treilea gol din acest sezon al Ligii 1 pentru Eric. Mare o reușită și în Europa League brazilianul. Rolul principal la această fază, din punctul meu de vedere, l-a avut Anton. Șutul lui Eric este unul foarte frumos. Iată o a doua reușită superbă în această seară la Târgu Jiu după cea lui Cosmin Matei. Însă și acțiunea lui Anton a fost una foarte, foarte frumoasă. Pregătea un șut, s-a răzgândit, a driblat un adversar, apoi pasează pentru Eric, aflat într-o poziție bună la marginea careului. Și probabil că aici vedem dedicația lui Eric pentru nașii săi. Fazele fixe sunt importante pentru Dinamo. Fazele fixe din careul advers în condițiile în care este în 10. Centrează Curtean foarte bine și o ocazie uriașă pentru Dinamo. Ocazie mare de gol pentru formația lui Mulțescu. Mingea este trimisă pe lângă poartă dintr-o poziție excelentă de Țucudean. Incredibilă ratarea lui Țucudean. Dacă mai este timp pentru un atac, suntem în al 5-lea minut al prelungirilor. Au fost arătate 3 de la margine, balon aruncat spre careul advers, mingea este respinsă de Mamele și este final de partidă. Pandurii Târgu Jiu se impune în fața lui Dinamo cu 2-1, obține al 4-lea succes din acest campionat, formația lui Cristi Pustai.